Vă invit să vă ridicați în picioare și mulțumim lui Dumnezeu pentru momentele acestea de părtășie. Mulțumim că până aici Domnul a fost cu noi și a lucrat în mijlocul nostru. Mulțumesc fanfarei pentru slujire. Dumnezeu să vă binecuvânteze, să vă răsplătească. Mulțumesc și echipei noastre de închinare care a făcut niște foturi extraordinare, având în vedere faptul că sunt mulți plecați, totuși au reușit să se mobilizeze. Dumnezeu să-i binecuvânteze și să le răsplătească. Amin. Pe aceia care aveți cu voi scripturile, vă rog să le deschideți împreună cu mine la Evanghelia după Luca, la capitolul 15. Voi citi de la versetul 25 până la versetul 32, pagina biblică 1010. Evanghelia după Luca, capitolul 15, citesc de la versetul 25 până la versetul 32, pagina biblică 1010. Fiul cel mai mare era la ogor. Când a venit și s-a apropiat de casă, a auzit muzică și jocuri. A chemat pe unul din rob și a început să-l întrebe ce este. Robul acela i-a răspuns, fratele tău a venit înapoi și tatăl tău a tăiat vițelul cel îngrășat pentru că l-a găsit iarăși sănătos și bine. El s-a întărătat de mânie și nu voia să intre în casă. Tatăl său a ieșit afară și l-a rugat să intre, dar el drept răspuns a zis tatălui său, iată, eu slujesc ca un rob de atâția ani. Și niciodată nu ți-am călcat porunca și mie niciodată nu mi-ai dat măcar un ied să mă veselesc cu prietenii mei. Și când a venit acest fiu al tău care ți-a mâncat averea cu femeile desfrânate, ia-te-a vițelul cel îngrășat. Fiul i-a zis tatăl, tu întotdeauna ești cu mine și tot ce am eu este al tău, dar trebuia să ne veselim și să ne bucurăm, pentru că acest frate al tău era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. Amin. Vă rog să vă așezați. Ai fost vreodată într-o criză economică? Ai fost vreodată în situația în care n-ai mai știut de unde să faci rost de bani, cum să-ți plătești utilitățile, cum să-ți plătești datoriile? Înainte să vină criza aceea economică peste tine, crezi că ți-ar fi fost de ajutor să fi fost înștiințat cu ceva vreme înainte, că urmează o criză puternică pentru tine, pentru familia ta? Crezi că te-ar fi ajutat să-ți gestionezi puțin altfel resursele, relațiile, locul de muncă sau business-ul? Crezi că o informație de genul acesta urmează în viața ta, în familia ta, în munca ta, o criză? Crezi că te-ar fi ajutat să te poți pregăti ca să depășești mai bine criza aceea? Eu cred că da. Și cred că, aducând lucrurile la nivel spiritual, atunci când suntem avertizați că urmează în viața noastră o criză spirituală, lucrul acesta ar trebui să ne trezească din punct de vedere spiritual. Lucrul acesta ar trebui să ne conștientizeze că nu suntem într-o stare bună și că e foarte important să ne pregătim, să ne venim în fire și să ne îndreptăm viața să ne corectăm. Despre acest lucru aș dori să predic în această zi, și anume, cum știi că te apropii de o criză spirituală? Cum știi că te apropii de o criză spirituală? Și vreau să subliniez din acest cuvânt pe care l-am citit câteva lucruri foarte importante care subliniază, semnalează faptul că ne apropiem de o criză spirituală. Și mai întâi, cum realizezi faptul că te apropii de o criză spirituală? Răspunsul este, ești de treabă, dar nu spiritual. Primul lucru care sublinează faptul că omul se apropie de o criză spirituală este acela că devine un om de treabă, rămâne un om de treabă, dar își pierde spiritualitatea. Așadar, primul lucru pe care te rog să-l ai în vedere, atunci când vine vorba de criza spirituală, de semnul care anunță criza spirituală din viața ta sau din viața mea, este faptul că suntem de treabă, dar nu spirituale. Textul acesta face vorbire despre un băiat de treabă, este responsabil. E așa de important în viață să lucrezi cu oameni responsabili, cu oameni pe care te poți baza, cu oameni de cuvânt, cu oameni de încredere. Lucrul acesta este foarte important. Este un băiat responsabil, în același timp este un băiat moral. Te rog, remarcă faptul nu doar că muncește la câmp, este foarte harnic, este foarte asumat, conduce tot ce înseamnă munca câmpului pentru tatălui, dar băiatul acesta are o viață morală, nu ai ce să-i reproșezi din punct de vedere moral, nu i-a făcut rușine lui taică-su, nu l-a trăit în, nu știu, relații ilicite, nu a trăit în relații murdare, omul acesta este un băiat de treabă. Ai putea să spui despre el că este un băiat pe care și l-a dorit aproape orice tată. Harnic, responsabil, moral, un băiat de treabă. Știți care este marea lui problemă, care trădează dificultățile lui spirituale? Omul acesta nu are tangență cu Dumnezeu. Pe omul acesta nu-l interesează spiritualitatea. Nu are timp de rugăciune, nu are timp de sinagogă, nu are inimă pentru Dumnezeu.
Când se întoarce fiul pierdut, fratele lui de trup, când se întoarce acasă, în loc să spună slăvit să fie Dumnezeu că s-a întors, că s-a pocăit, că s-a mântuit, că s-a salvat din pierzare, băiatul acesta se supără pentru că tata a tăiat vițelul cel îngrășat. El nu are nicio treabă cu spiritualitatea, nu este preocupat de relația cu Dumnezeu, nu este preocupat de practicile spirituale și toate aceste aspecte subliniază caracterul lui lipsit de spiritualitate. Frații mei, primul lucru care arată că un om se duce puternic înspre o criză spirituală este că e de treabă, dar nu mai este spiritual. În contrapartidă cu băiatul acesta mai mare, care este un băiat de treabă, adică responsabil, moral, dar nu spiritual, este Iov. Iov spune Cartea Sfântă, în cartea care îi poartă numele, Iov a fost un om care l-a căutat pe Dumnezeu. Dumnezeu l-a binecuvântat din punct de vedere financiar, i-a dat mii de oi, mii de boi, mii de animale, foarte mulți robi, îi mergea foarte bine și era și cel mai influent om din toată zona Răsăritului. Însă omul acesta a fost binecuvântat de Dumnezeu cu 10 copii, 7 feciori și 3 fete. Se vede succesul lui ca tată și succesul lui ca și om al lui Dumnezeu din faptul că pruncii lui se înțeleg foarte bine unii cu ceilalți. Spune Scriptura că băieții lui dădeau rând pe rând câte o masă de dragoste și se invitau unul pe celălalt la această masă de dragoste, ba mai mult le invitau și pe surorile lui, surorile lor. Și de fiecare dată, spune Scriptura, după ce treceau zilele de petrecere, Iov îi chema pe băieții lui, le chema pe fetele lui ca să se roage pentru ei, să-i sfințească, spune Cartea Sfântă, și pentru fiecare dintre ei să aducă câte o jertfă lui Dumnezeu. Pentru că spunea Iov, ascultați ce spunea el, s-ar fi putut ca în timpul petrecerii pruncii mei să-L fi supărat pe Dumnezeu, să fi păcătuit, nu prin lucruri vizibile, să-L fi supărat pe Dumnezeu în inima lor. Și Iov își face timp pentru fiecare din cei 10 copii ai lui, 7 feciori și 3 fete, își face timp să-i sfințească după fiecare petrecere și erau petreceri dese pentru că se înțelegeau bine pruncii lui. Și Iov își face timp pentru fiecare să aducă câte o jertfă lui Dumnezeu, nu o rugăciune de un minut, de cinci, ci jertfe care durau câteva ceasuri în fiecare zi. Un om foarte bogat, foarte prosper, cu foarte multe responsabilități, își face timp, poate 10-12 ore, să sfințească toți copiii, 10 la număr, să aducă pentru fiecare pe rând câte o jertfă, că poate pruncii lui l-au supărat pe Dumnezeu, să nu se piardă spiritual. Știți ce îmi subliniază mie lucrul acesta? Iov e un om spiritual. Nu doar că este de treabă, este spiritual, pentru că este preocupat de relația lui cu Dumnezeu și e preocupat de relația copiilor lui cu Dumnezeu. Poți să fii un om minunat, poți să fii un om moral, poți să fii un om de treabă. Dacă nu ești preocupat de relația ta cu Dumnezeu, nu ești un om spiritual. Ești un om minunat, ești un om de treabă, dar nu spiritual. Și asta arată că te duci într-o stare de criză spirituală. În momentul în care nu ești preocupat de relația ta cu Dumnezeu, dar relația aceasta nu este ceva așa care plutește în aer. Relația aceasta este concretizată prin anumite practici spirituale. De exemplu, un om care este preocupat de relația lui cu Dumnezeu se roagă, citește Biblia, așa câte o zi de post, vine la adunare, la rugăciune, vinerea, vine la adunare duminica, se roagă împreună cu cei din casa lui, îl caută pe Dumnezeu. Omul acela e preocupat de relația lui cu Dumnezeu. Omul acela are anumite practici religioase, spirituale. Cum știi că te apropii de o criză spirituală? În primul rând, ești de treabă, dar nu spiritual. Nu ești preocupat de relația ta cu Dumnezeu și nu ai practici spirituale în viața ta. O femeie spirituală, fără îndoială, a fost Maica Tereza. Se spune că la un moment dat a venit un reporter american să facă un documentar despre ea și când a văzut-o pe femeia aceasta, tocmai atunci când a văzut-o, a întâlnit-o, ea se ocupa de un lepros, îngrija de un lepros, îl pansa și jurnalistul acel american zice, doamnă, să nu te superi pe mine, eu n-aș face ceea ce faci dumneata nici pentru $1,000,000. La care zice femeia aceasta credincioasă, nici eu n-aș face lucrul acesta pentru $1,000,000. Bun, bun, și atunci pentru ce faci ceea ce faci? Eu fac ceea ce fac de dragul lui Hristos. Iubiții mei, asta înseamnă să fii spiritual. Asta înseamnă să fii spiritual, dar tot ceea ce fac, eu fac de dragul lui Hristos. Eu înfiltrez toate acțiunile mele, tot comportamentul meu, tot ceea ce fac, înfiltrez prin relația mea cu Dumnezeu. Și relația aceasta se manifestă prin anumite practici. Cum să știi când te apropii de Dumnezeu? În primul rând, ești de treabă, dar nu spiritual. În al doilea rând, slujești, dar nu mai iubești. Al doilea lucru foarte important, iubiții mei, care semnalează faptul că ne apropiem de o criză spirituală, este acela că slujim, dar nu mai iubim. Știți unde era băiatul acesta când tata face petrecere, când se întoarce fiul risipitor acasă? Băiatul acesta nu este undeva într-un club, băiatul acesta nu este undeva la relaxare, băiatul acesta nu este la cineva în vizită. Băiatul acesta, când se întoarce fratisul acasă, era pe câmp și lucra, slujea. Și când se întoarce acasă, vine supărat și spune, tată, eu vreau să te întreb ceva.
Cum ai putut să faci lucrul acesta când eu slujesc ca un rob de atâția ani și nu mi-ai dat absolut nimic? Știi ce bag de seamă? El slujește, dar nu mai iubește. Nu-și iubește tatăl. Tatăl îi lasă lui toată moștenirea, toată averea îi o lasă tatălui. Zice, tu ce este al meu, fiul este al tău. El slujește, dar nu-și iubește tatăl. El slujește, dar nu-și iubește fratele. Adică cât de rău să fii, domnule? Mă, am înțeles că au făcut praf o mașină, au dat foc la o casă. Domnule, și-au făcut cel mai mari mizerii. Dar cât de rău să fii tu, să fiți doi frați la tata. Și fratele tău se duce în lume și se pierde acolo și face prostii, domnule. Și se întoarce într-o zi acasă. Și în loc să zici, slavă Domnului că s-a întors, că tata zice, auzi, îi în viață, nu l-a omorât nimeni, îi sănătos, îi bine, slavă Dumnezeu, banii vin, no, nu-i plăcut să pierzi bani. Dar slavă Domnului, se pot face alții. Și totuși tu să fii foarte supărat. Cum adică, domnule, cum adică să-i facă tata petrecere, să-i dea tata haină nouă, să-i dea tata inel? Cum așa ceva, domnule, să-l recunoască ca pe fiul lui? Omul acesta nu iubește, nu-și iubește nici tatăl, nu-și iubește nici fratele și pot să spun că nu-l iubește nici pe Dumnezeu. Pentru că nu se poate să-l iubești pe Dumnezeu și să nu-l iubești pe cel de lângă tine. Iacov, fratele Domnului Iisus și Apostolul Ioan vorbesc despre iubirea aceasta. Când noi iubim pe Dumnezeu, ne iubim soția, ne iubim soțul, ne iubim frații din adunare. Când noi iubim pe Dumnezeu, iubim pe cei de lângă noi. Iubirea aceasta nu întotdeauna este o chestiune sentimentală. Bă, nu mai simt nu știu ce față de la când îl văd pe ăla, nu simt nu știu ce. Iubirea biblică nu înseamnă neapărat sentimente. Înseamnă și sentimente. Dar iubirea biblică înseamnă acțiune, înseamnă decizie, înseamnă asumare. Da, îmi asum să-l iubesc pe cel de lângă mine. El este un om harnic, slujește, e de acțiune, dar tot ce face, face dintr-un simț de datorie. E așa de greu să lucrezi în via lui Dumnezeu cu oameni care fac totul dintr-un sentiment de datorie. Orice fac la adunare, orice e vorba de implicare, totul e parcă de un sentiment de datorie. Trebuie să fac, iar trebuie să fac. Când simți povara acestei lucrări, că bă, iar trebuie să vin la adunare, iar trebuie să mă implic, iar trebuie să fac, înseamnă că ai ajuns să te apropii de o criză spirituală. Înseamnă că ești un om care slujești, dar nu mai iubești. Când iubești cu adevărat, tot ce faci, faci cu bucurie, faci cu drag, faci motivat, faci cu pasiune. Spune Cartea Cronicilor că regele David se apropie de plecarea în veșnicie și stă de vorbă cu fiul său, cu Solomon, pregătește construcția templului, casei lui Dumnezeu și spune, ascultați ce spune David, de asta e om după inima lui Dumnezeu, de asta este spiritual. El spune în felul următor, mi-am întrebuințat toată puterea, toată puterea ca împărat, nu-i lucru puțin, mi-am întrebuințat toată puterea ca să pregătesc casa lui Dumnezeu, să pregătesc zidirea casei lui Dumnezeu. Zice, am pregătit aur ca să fie de făcut la casa lui Dumnezeu ce trebuie făcut din aur. Am pregătit argint, am pregătit marmură, am pregătit lemn, aramă, fier de toate, pietre prețioase. Le-am pregătit pe toate de dragul lui Dumnezeu. Și zice el mai departe, în dragostea mea față de Dumnezeu, căutați să vedeți în 1 Cronici 29, în dragostea mea față de Dumnezeu, față de casa Dumnezeului meu, dau tot aurul pe care l-am în casa mea, dau tot argintul pe care l-am în casa mea. Ăsta nu era un om sărac, ăsta era împăratul lui Israel. Vă dați seama cam cât aur avea? În vremea respectivă, averile nu se țineau în lichidități financiare, ci se țineau în aur și argint. El spune, dau totul pentru Dumnezeu, în dragostea mea față de Domnul, dau totul pentru Domnul. Asta înseamnă să fii bine cu Dumnezeu. Slujirea este rodul iubirii de Dumnezeu. Vă aduceți aminte când discută Domnul cu Petru care se lepădase de el? Zice, Petre, dacă mă iubești, vei păstori oițele mele. Petre, dacă mă iubești, vei păstori mielușei mei. Petre, dacă mă iubești, vei păstori oile mele. Pentru că nu se poate să-L iubești pe Dumnezeu și să stai cu mâinile încrucișate. De fapt, nu iubire de Dumnezeu. Iubire de Dumnezeu înseamnă să slujești, dar există pericolul să slujești doar din datorie, doar din obligație, nimic mai mult. La un moment dat, se spune că un om s-a dus undeva la un restaurant și a comandat o supă și, așa cum știți, mai ales în Occident, în Europa, sunt roboți de ăștia de bucătărie, sunt roboți de ăștia care vin acolo prin restaurant și ți-aduc mâncarea pe care ți-ai comandat-o, vine frumos, tu stai la masă și vine, ți-aduce, ți-ai comandat, tu stai frumos ca domnul la restaurant și vine robotul și ți-aduce. Și ce știu eu, unul era mult de lucru, era flux destul de puternic și un robot de ăsta de restaurant a dus unuia o supă rece și ia o molecuță de supă să mănânce, domne, rece supa, nu era călduță. Și îl cheamă pe un chelner și spune, domne, zice, e o problemă. Care e problema? Zice, e rece supa, zice, a trebuit să fie călduță. La care zice el, într-un spirit de glumă, zice, robotul ăsta, zice, are datoria să aducă, zice, supa, nu să o guste sau să vadă dacă e rece sau caldă. El și-a făcut datoria. Și asta și m-am gândit așa, mă,
Din păcate, uneori suntem tentați să procedăm și noi la fel. Datoria noastră, care e datoria noastră? Să venim la biserică, să cântăm, să ne rugăm, să facem câte un lucru altul. Totul se face dintr-un sentiment de datorie. Asta nu e iubire. Iubire înseamnă tot ceea ce fac, fac de drag. Cum ar fi, dragă mea, astăzi fac ceva pentru tine, dar să știi că mi-e tare greu cu tine. Așa mi-e de greu să fac asta. Zice Scriptura că Iacov a muncit pentru fata pe care și-a ales-o de nevastă, pentru Rahela. Știți câți ani a muncit? 7 ani de zile și a avut un socru pe măsură. Să nu-ți dea Dumnezeu așa socru. Căpiezi. 7 ani de zile a muncit pentru asta, pentru Rahela. Și zice că i s-a părut ăștia 7 ani de zile ca un vis. Și spune textul de ce. Adică să ai un socru care te mână și te adună ca pe Alibaba. Și apoi să și zici, mă, mi se pare ca un vis. Ăsta e un lucru puțin. Știți care a fost secretul? Zice că eu a fost dragă nevastă sa. Când ți-e dragă nevasta, faci totul cu bucurie, pentru că nu se pare povară. La fel și pentru soț, și pentru copii, și pentru tata și mama. Când ți-e drag Domnul, când îl iubești cu adevărat, tot ceea ce faci, faci natural, nu-i povară. Nu, bă, iară trebuie să vin, iară trebuie să fac, iară trebuie să mă implic. Nu, totul este natural. Cum știi când te apropii de o criză spirituală? În primul rând, ești de treabă, dar nu spiritual. 2. Slujești, dar nu mai iubești. 3. Vrei socializare, dar nu și părtășie. Zice, tată, nu mi-ai dat măcar un ied să mă veselesc cu prietenii mei. Tata poate să stea cu el de vorbă, să aibă părtășie, nu-i interesat de părtășia cu taică-su, nu-i interesat de relația cu Dumnezeu, nu este interesat și poate îmi spui, frate, dar de unde deduci tu că nu-i interesat de relația lui cu Dumnezeu? Știți ce spune tata? Zice, băiatul acesta, fratele tău, a fost mort și a înviat, a fost pierdut și a fost găsit. Pun o întrebare, o mărs taică-su după el să-l caute pe unde a fost el rătăcit? Nu. Cel ce l-a găsit, cine a fost? Duhul lui Dumnezeu. Dumnezeu l-a găsit în păcatele lui, în criza lui și l-a dus acasă. Dumnezeu l-a avea. Poate un mort să învie prin puterea lui? Poate un om mort în păcatele lui să învie? Nu poate. Unul singur îl învie. Dumnezeu slăvit să-i fie numele. Cu alte cuvinte, în momentul care voia să intre, sau dacă ar fi fost dispus să intre la masă, în casă, să fie cu taică-su, să fie cu frate-su, dintr-o dată intra într-o părtășie cu ceilalți și implicit cu Dumnezeu. Dar el vrea doar socializare, dar nu și părtășie. Socializarea este bună, dar este insuficientă. Socializarea înseamnă să te vadă și să vezi. Eu tot am stat și m-am gândit, vorbeam și cu soția mea, cât de genial a fost cel care a înființat Facebook-ul, Instagram-ul, TikTok-ul și mai departe. Și de ce? Că fiecare om vrea să vadă și să fie văzut. Era la un moment dat o chestie foarte interesantă, tot în zona social media, că care ar fi aeroportul de unde poți să pleci fără să-ți faci poze, să vadă toți cunoscuții tăi că ai plecat în concediu. Asta, socializarea este foarte importantă. Îți faci poză când ți-ai luat mașina, îți faci poză când ți-ai luat aparat de cafea, îl și pui dacă se poate, e o masă specială. De multe ori, dacă mai intri, vezi și ce mănâncă omul, vezi, absolut totul, noi punem așa. Apoi, ne place să fim văzuți. Unde îți prezinți o rochie frumoasă dacă nu la adunare? Unde îți prezinți mașina cu mulți că ai putere dacă nu la adunare? Țin minte, odată și-a luat cineva o mașină foarte frumoasă și am fost să predic în biserica respectivă. Își băgase mașina cu foarte mulți cai putere, era specială, cea la 100 de mii de euro, o băgat-o exact în ușa bisericii. La un moment dat trebuie să fii atent să nu cumva să te ispitea satana să-i zgârie mașina cu o poșetuță sau cu ceva. Și stai să gândești, mă, dar apoi înainte să schimbe mașina, băga nu știu unde. De ce? Pentru că există ispita asta. Uite ce haine frumoase, uite ce mașină bună și așa mai departe. Să te vadă ceilalți. Apoi, ispita aceasta, numai să te vadă, să-i vezi tu pe ceilalți. Mă, cum să... Apoi, ispita discuției. Da, discuțiile sunt foarte bune. Ar fi grav să vin la adunare și să ne salutăm de la distanță, să nu schimbăm două vorbe unii cu ceilalți. Dar tot așa mi-aduc aminte că a venit cineva odată la biserică, în urmă cu ani de zile, la biserică pe care o slujeam și zic eu, ce vă place cel mai mult acela adunare? Zice, îmi place că putem discuta de toate. Ei bine asta, dar nu e suficient. Pentru că asta înseamnă doar socializare, adică să ne vedem unii pe ceilalți, să discutăm unii cu ceilalți, sunt buni lucrurile acestea, dar sunt insuficiente. Asta înseamnă doar socializare, trebuie să facem un pas mai departe și anume să căutăm să avem părtășie. Se pune o întrebare, ce înseamnă părtășia? Ioan 20, Hristos a înviat și în ziua învierii se arată ucenicilor. Dar când se arată Iisus ucenicilor, Petru este acolo, Ioan este acolo, însă Toma e plecat în delegație. Toma nu este acolo. Și după câteva zile se întoarce Toma, îi spun ucenicii, Toma a înviat Domnul și l-am văzut cu adevărat. Toma zice, dacă nu-l văd eu cu ochii mei, dacă nu-mi pun eu degetul în palma lui, dacă nu-mi pun eu mâna în coasta lui, nu voi crede cu niciun chip. 8 zile mai târziu, iată-l pe Domnul cel înviat, se arată ucenicilor și se duce direct la Toma și spune, Toma, nu fi necredincios, Toma, adu-ți degetul și pune-l în palma mea, ia-ți mâna și pune-o în coasta mea. Toma, eu sunt.
Și în momentul acela Toma zice: Domnul meu și Dumnezeul meu. Știți când se face trecerea de la socializare la părtășie? În momentul în care apare Iisus în mijlocul lor. În momentul în care ei se întâlnesc cu Iisus, pentru că părtășie înseamnă întâlnire cu Iisus. Eu cred din toată inima că noi, atunci când noi venim de acasă la adunare, noi trebuie să-L aducem pe Domnul cu noi la adunare. Însă în același timp, Iisus Hristos este prezent într-un mod special la adunare. Atunci când doi sau trei se adună în numele meu, spune Domnul, și eu sunt prezent în mijlocul lor. Când venim la adunare, Hristos este prezent într-un mod special. Prezența lui Hristos este mult mai plenară la adunare decât acasă. Prezența lui Hristos este mult mai plenară la adunare, la rugăciune, la slujbă, decât în orice altă parte. Hristos este peste tot cu noi, dar în mod special la părtășie, la adunare, El este prezent în mijlocul nostru și de aceea e foarte important când venim la adunare să ne întâlnim cu Iisus Hristos. Eu vreau să te întreb în dimineața aceasta, când stai în prezența Domnului, tu te-ai întâlnit cu Domnul în această zi? Prin cântare, prin cântarea echipei de închinare, prin cântarea fanfarei, prin rugăciune, prin mesaj, tu te-ai întâlnit cu Iisus Hristos? Ai simțit cuvântul Lui că te atinge? Ai simțit puterea Lui? Ai simțit iertarea Lui? Ai simțit speranța Lui? Ai primit din partea Lui un cuvânt care să te ridice? Să-ți dea putere să mergi mai departe? Dacă nu te atinge Dumnezeu, dacă nu te întâlnești cu Iisus Hristos, totul este derizoriu. Este doar o întâlnire socială. În această zi Dumnezeu este prezent în mijlocul nostru. El este gata să ierte, El este gata să vindece, El este gata să ridice, El este gata să dehar, slăvit să-i fie numele. Și dacă este aici, fii și tu prezent aici. Spune: Doamne, ești prezent în adunare, atinge-te de mine, atinge-te de viața mea, înnoiește viața mea. Și Dumnezeu va lucra. Trecerea de la socializare la părtășie este condiționată de întâlnirea cu Iisus Hristos. Apoi, de închinare. Nu există părtășie fără închinare. E așa de important, dincolo de motivațiile pe care le aducem noi, haideți, fraților, să cântăm, haideți să ne rugăm, haideți să ne implicăm, să lăsăm pe Domnul să ne miște inima, să ne închinăm din toată inima. Doamne, Tu ești Dumnezeul nostru. Eu nu vă dau mai multe argumente de a mulțumi Dumnezeu decât faptul că suntem bine, suntem în casa Lui, suntem sănătoși. Zilele trecute m-am întâlnit cu cineva care avea un copilaș foarte bolnav și am zis: Doamne, ce har din partea Ta să avem, Doamne, familii sănătoase. Nu e mila lui Dumnezeu, nu e harul lui Dumnezeu? Ce motive mai puternice de laudă decât asta, să te uiți tu la copilaș și să vezi că sunt bine? Auzi, să nu umbli de nebun pe străzi. Ce zici? Aveau grecii antici o vorbă că nu-i avere ca mintea. Faptul că Dumnezeu ți-o da judecată, nu-i mare lucru ăsta? Uite-te să vezi oameni fără minte, Doamne, fac prostii. Ție Dumnezeu ți-o ținu mintea limpede. Ăsta nu-i harul lui Dumnezeu? Nu este motiv de mulțumire, de a te închina lui Dumnezeu? Faptul că Dumnezeu ți-a dăruit o familie frumoasă, faptul că Dumnezeu te-a înconjurat cu atâtea binecuvântări, nu este motiv suficient de închinare înaintea lui Dumnezeu? Noi ar trebui să ne închinăm lui Dumnezeu de fiecare dată când venim la adunare, cu tot ce suntem, cu tot ce avem. Să nu tot avem nevoie să ne încurajeze unul altul, apoi noi ne facem slujba, vă încurajăm. Dar dincolo de încurajarea noastră, să vă rugați din toată inima, să cântați cu bucurie, să vă implicați de dragul Dumnezeu, să fie Domnul în centrul părtășiei noastre. Iubiții mei, cum știm că ne apropiem de o criză spirituală? 1. Ești de treabă, dar nu spiritual. 2. Slujești, dar nu mai iubești. 3. Vrei socializare, dar nu și părtășie. Și 4. Greșești, dar nu te mai îndrepți. Greșești, dar nu te mai îndrepți. Uitați-vă la băiatul acesta, își jignește tatăl. Cu alte cuvinte spune: tată, ești un tată rău. Când îți spune pruncul tău că ești tată rău, îți distruge sufletul. Când îți spune că ești un tată fantastic, minunat, îți crește inima. Ce mamă! Imediat te simți așa împăunată, parcă zbori. Dar când îți spune: mamă, ești rea, te-ai topit. Cu alte cuvinte spune: tată, tu ești rău. Niciodată tu, un om cu atâtea averi, nu mi-ai dat măcar un ied. Adică imaginează-ți cam cum îl postulează pe taică-su: tata are câteva milioane de euro în cont, dar nici măcar o înghețată nu-mi dă. Mărtos ceilalți în stânga, în dreapta, la restaurant, dar niciun McDonald's nu pot. Dar cum mai spune de tata la? Și să spună: auzi, nu putem că trebuie să avem grijă de bani. Dar tată, tu ai eu doi bani în buzunar, am câteva milioane numai, dacă ar fi miliarde, ar fi altceva. N-ai zice: auzi, tata cu milioanele de cont în euro și McDonald's nu-mi dă? N-ai zice, cum ai zice, bă, dar pe ce tată e și asta? Mă, el se plimbă cu mașină de nu știu care. Mai bună sau? Dar mie nicio bicicletă. Mai amărât așa, la cadi lanțul, mai îl pun, nici aia nu mi-o cumpără. Imaginează-ți cum s-o simți tata asta când îi zice: nu mi-ai dat nici măcar un ied. Și tata îi spune: cum să nu-ți dau, mă băiete, că tot ce e al meu, acu este? Al tău. Cu alte cuvinte, eu muncesc pentru tine.
Te-am oprit eu să te duc să tai vițelul, te-am oprit eu să... Mă, tot ce vrei tu poți să faci, tot ce a meu e a tău de fapt. Dar se încăpățânează, nu vrea să intre înăuntru, ca un prunc de la nervosă-i. Eu cred că a fost prunc în toată puterea cuvântului, ar fi fost un bărbat tânăr, ca un prunc nervos a fost, domnule, care își pierde cumpătul, se nervează, trântește lucrurile, e foarte supărat. Zice, nu intru, tată, hai că ți-am pregătit masa cel lângă mine, nu intru, tată, hai mă că-i petrecere. Știi ce mă gândesc? Cât o prăznicie din partea lui, s-a bucurat tata, poate a postit ani de zile, s-a rugat ani de zile să se întoarcă băiatul să prăpădit acasă. Și în sfârșit se întoarce acasă. Și tata nu mai poate de bucurie. Își iubește copilul. Care tată nu s-ar bucura să vadă că pruncul lui își revine, că fata lui își revine? Care nu s-ar bucura? Domne, și bucuria lui tata, cea mai mare bucurie a fost a lui taicăsu. Și vine ăsta și efectiv dă cu piciorul în toată bucuria lui taicăsu. Sparge toată bucuria lui taicăsu. Adică mă, s-a întors ăsta acasă, după ce a fost prăpădit de numai noi și a făcut multe prostii. S-a întors acasă și acum în loc să fie bucurie, veselie, Doamne, filo, dacă s-a întors acasă, ăsta, îți face ăsta probleme care a rămas acasă. Și ăsta-i supărat, nu intră acasă. Și îi jignește pe tată său. Acum, când spune un prunc lucruri urâte de celălalt în casa ta, iară te jignește foarte tare. Tată zice, prăpăditul ăsta ți-a mâncat toți banii cu femeile stricate, i-a dus o viață. Nici măcar nu-i zice pe nume. Nu, când vrei să sfidezi pe cineva, nu-i zici pe nume. Nu ceva de genul, bă, am uitat cum îl cheamă. Ci, tu știi cum îl cheamă, dar nu vrei să spui de nume. Că nici nu contează numele pentru tine. Nici măcar nu-i spune, bă, cum să nu știi tu pe frate, tu i-ai uitat numele? Nu i-am uitat numele, dar nici nu-i spun pe nume. De ce? Că nu vreau să, efectiv, vreau să-l minimalizez maxim. Nici măcar nu-i spui pe nume. Când s-a întors fiul ăsta al tău care ți-a prăpădit averea, te-a făcut de râs, te-a spart averea, s-a mâncat-o cu femeile stricate, i-a făcut petrecere și mie nici măcar un ied. Cu alte cuvinte, un tată rău. Știți ceva la băiatul acesta? Acest bărbat tânăr, el are o criză spirituală puternică pentru că vorbele lui sunt rele și comportamentul lui este de asemenea rău. Iubiții mei, greșim, dar nu ne mai îndreptăm. Este vreun om în această zi aici în prezența Domnului care poate să spună în modul cel mai cinstit, eu n-am greșit săptămâna asta față de Dumnezeu? Eu n-am greșit săptămâna aceasta prin vorbirea mea, eu n-am greșit săptămâna aceasta prin comportamentul meu, eu am fost totalmente sfânt săptămâna aceasta, este vreunul dintre noi. Diferența este că atunci când ești sincer cu Dumnezeu și vrei să te pocăiești cu adevărat și vrei să-i fii plăcut Domnului, îți recunoști greșelile. Ăsta se îndreaptă spre o criză spirituală pentru că el greșește, păcătuiește prin vorbe, comportament, dar nu vrea să se îndrepte. Iubiții mei, dacă vreunul dintre noi a greșit înaintea Domnului, într-un fel sau altul, poate printr-o vorbă necugetată, printr-un cuvânt de nemulțumire, poate printr-o bârfă, o minciună, o înjurătură, ți-o scăpat, poate printr-un comportament urât față de soția ta, față de soțul tău, față de un angajat al tău, față de un vecin, față de o cunoștință. În această zi, dacă vrei să ieși dintr-o criză spirituală, să nu te duci să te prăpădești în criza aceea spirituală, dacă realizezi că ai greșit, nu mai sta în păcatul tău, nu mai sta în greșeala ta, nu te mai justifica, ci caută să te îndrepți. Greșești, dar nu te îndrepți este un alt semn al unei crize spirituale, că te apropii de o criză spirituală. În urmă cu ceva vreme am citit o parabolă foarte interesantă, vreau să o împărtășesc în dimineața aceasta. La un moment dat, doi prieteni buni, un miestreț și un iepuraș, se plimbau prin pădure. La un moment dat, miestrețul și-a cumpărat o bicicletă de mare viteză, se ducea pe bicicletă prin pădure, printre gropi, printre copaci de parcă era la Turul Franței. La un moment dat, prietenul lui cel mai bun, un iepuraș, și zice, bă, miestrețule, vezi că în fața ta e o groapă mare, un gropoi mare, pii și te lovești. La care el, miestrețul după bicicletă, zice, stai liniștit, taci din gură, că eu mă știu da cu bicicleta. Vezi, zice că imediat o fi o groapă, pii și te lovești. La care zice, taci din gură, că eu mă știu da cu bicicleta. Se duce miestrețul, se duce, la un moment dat, colo după niște copaci, pac, o groapă mare pică să dă păstă cap, bicicleta păstă el. Iepurașul se prinde de burtică și zice, vezi, am spus eu că pici te lovești. La care miestrețul de sub bicicletă de acolo din groapă zice, taci din gură, eu parchez unde vreau. Adică și în ultimul moment nu a căutat să se îndrepte. Cam asta facem noi, ni-e foarte greu să accepți. Prima poezie, nu știu, la grădiniță am învățat-o sau la școală, dar cred că e prima poezie pe care am învățat-o în afara versetelor din Biblie, era Cățeluș cu părul creț. Fură rața din coteț și se jură că nu fură și eu l-am prins cu rața în gură. Și asta ne spunea nouă învățătoarele, în momentul în care faci câte o prostie, mă, recunoaște-o. În lucrarea pastorală e așa de greu cu oamenii că nu recunosc, domne, mă, făcut aia? Nu, zice, acum n-ai făcut, mă, însă. Crezi că nu văd, crezi că nu simt, crezi că nu constați? Făcut ai nevasta asta? Nu, zice, mi se pare ție. Bărbat, făcut ai asta? Nu. Mă, dar cum s-o tăiat roata așa la mașină? Dată ai intenționat să te recompensezi că ți-am tăiat din salar, că mi-ai făcut pagubă?
Zice, nu, dar n-am văzut roata. Păi tu când ai dus accident, așa, intenționat ai oprit-o că le-ai îngropă să-i faci o sfântă pagubă. Nu există îndreptare fără asumare. Adică da, am greșit, am păcătuit. Uitați-vă, Fapte capitolul 9, spune Scriptura că Pavel s-a dus la marii preoți să ceară scrisori de acreditare să se ducă la Damasc, că dacă îi va găsi pe unii umblând pe calea Domnului să-i aresteze și să-i aducă la Ierusalim să fie executați. Când se apropie el de Damasc, dintr-o dată, o lumină puternică, ca și lumina soarelui, strălucește în jurul lui. Pavel cade cu fața la pământ, orbește pentru câteva zile și un glas îi spune, Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Zice el, cine ești tu, Doamne? Și glasul îi răspunde, eu sunt Iisus din Nazaret pe care îl prigonești. Tremurând și plin de frică, zice, Doamne, ce vrei să fac? Și viața lui se schimbă. A înțeles că a intrat într-o criză spirituală, a greșit, dar a căutat să se îndrepte. Pavel nu zice, Iisuse, eu te prigonesc. Nu, te prigonește marele preot. Te prigonește Sinedriul, te prigonesc ăștia lați de pe lângă mine, eu doar îi însoțesc. Pavel își asumă comportamentul. Nu există iertare fără pocăință. Nu există. O zi de oameni care se pocăiesc în taina vieții lor, au făcut nu știu ce, se pocăiesc. Nu, nu există iertare fără pocăință. Pocăință înseamnă să-mi recunosc greșeala, nu să mai dau vina, nevastă-mea de vină, bărbatul meu de vină, brunce sunt de vină, Dumnezeu, satana, mă, pe satana, el e de vină pentru toate. Slăvit să fie Domnul. Și pentru ce o gândi și ce nu o gândi, totul băgăm în dreptul celorlalți. Îi devină sistemul, îi devină statul, îi devină ispita, îi devină toată lumea, îi devină, numai noi suntem de vină. Pocăință înseamnă să mi-asum, da, mi-asum greșeala, mi-asum comportamentul, mi-asum eșecul. Nu-i devină altul, eu sunt de vină. Și după asumare vine schimbare. Pavel spune, Doamne, ce vrei să fac? Și Domnul îi spune ce trebuie să fac, să intre în cetate și acolo se va spune exact ce trebuie să fac. Iubiții mei, când noi suntem cercetați de Duhul lui Dumnezeu, nu doar că greșim, dar ne pocăim de greșelile noastre, ne asumăm greșelile, nu mai dăm vina pe alții, spunem, da, am greșit, dar, Doamne, vrem să ne schimbăm. Și schimbarea trebuie să înceapă chiar acum, chiar aici. Cum știi când te apropii de o criză spirituală? În primul rând ești de treabă, dar nu spiritual. Doi, slujești, dar nu mai iubești. Trei, vrei socializare, dar nu și părtășie. Patru, greșești, dar nu te mai îndrepți. Cât de trist este textul acesta. Se încheie cu un băiat care vine pierdut în lume, se întoarce acasă și tata îi schimbă viața și tata îl repune în drepturi de fiu. Da, dar se încheie și cu un... Asta e partea frumoasă a întâmplării, dar se încheie trist și dramatic un băiat care nu a plecat niciodată de acasă, care a rămas acasă, care nu a făcut chestii grozave, care nu a făcut chestii scandaloase, dar a rămas acasă și nu era nici lângă tatălui, nu era nici lângă Dumnezeu și viața lui lăsa mult de dorit. Știți ce este trist în finalul acestei întâmplări? Pentru că băiatul acesta nu se pocăiește. Pentru că băiatul acesta nu face nimic, nu ia nicio decizie, nu schimbă nimic. M-au auzit pe oameni spunând, mă voi schimba peste o săptămână, peste o lună, peste un an. Cine îți garantează ziua de mâine? Acesta acum este pentru fiecare dintre noi. Fie ziua aceasta, ziua schimbării noastre. Schimbarea începe prin dorința de a schimba viața. Și apoi prin acțiuni concrete, Doamne, vreau să mă schimb, vreau să-mi schimb comportamentul. Tolstoi are o întâmplare foarte frumoasă, am mai postit-o de cu alte ocazii, dar o reiterez în această dimineață, este vorba despre părintele Serghei. Serghei este un tânăr frumos, un tânăr deștept, un tânăr talentat din alta societate rusească a vremii lui și băiatul acesta excepțional se îndrăgostește de o fată frumoasă, de o fată tânără, are impresia că este cea mai curată femeie din toată lumea. Planifică totul să se căsătorească cu ea, dar în ultimul moment află că logodnica lui nu e chiar așa cinstită cum a crezut el, ci a fost amanta țarului. Când a aflat el că logodnica lui fusese amanta țarului, dintr-o dată fericirea și liniștea lui se spulberă, decide să rupă relația respectivă și fuge departe în singurătate ca să se apropie de Dumnezeu. Acolo în singurătate se roagă, în singurătate citește Biblia, în singurătate postește și în singurătate în același timp, în măsura în care se apropie de Dumnezeu, are niște lupte foarte puternice în sufletul lui. El avea două ispite foarte mari, ispita cărnii,
Era un om senzual pe de o parte, pe de altă parte era un om mândru. Totdeauna fiind un om de excepție, foarte talentat, totdeauna avea o părere mai înaltă despre sine decât se cuvenea. Era un om de o ambiție fantastică. Era un om cu o părere grozavă despre sine. Se lupta cu păcatele acestea și la un moment dat pare că și-a învins aceste păcate. Și ispita senzualității și ispita eului, a egoismului. Și a început să ducă o viață frumoasă și a început să ducă o viață sfântă. Și oamenii vorbeau despre el că există undeva într-o anumită zonă un om cu frică de Dumnezeu, un om al lui Dumnezeu care trăiește viața frumos cu Dumnezeu. Și într-o zi, când lucrul acesta a început să se afle în stânga, în dreapta, o mamă care avea un copilaș bolnav, fusese cu pruncul acesta pe la toți doctorii din vremea respectivă, din toate împrejurimile, și nimeni nu a putut să ajuta, la un moment dat a venit cu băiatul la Serghei. Și spune: Serghei, tu ești omul lui Dumnezeu, te rog să te rogi pentru copilul meu ca Dumnezeu să-l vindece. Serghei a spus: eu nu pot să mă rog, eu n-am un dar special, eu mă străduiesc să mântuiesc sufletul, sunt un biet om, nu pot să te ajut cu absolut nimic. Ea insistă: dacă nu te rogi tu, copilul acesta moare, are nevoie de intervenția lui Dumnezeu, de minune al Dumnezeu. Serghei se roagă și Dumnezeu îl vindecă. Și Dumnezeu face o minune, Dumnezeu îl vindecă pe acest copil bolnav de o boală nevindecabilă. Și mare bucurie, femeia vine acasă, le spune tuturor, vecinilor, cunoștințelor, că în Rusia există un om al lui Dumnezeu pe nume Serghei, care se roagă și Dumnezeu face semne și minuni. Și spune Tolstoi: vin oamenii cu zecele, cu sutele la el, le predică Evanghelia, el postește, se roagă, citește Scriptura, predică, oamenii se pocăiesc, toate sunt frumoase, oamenii se vindecă, Dumnezeu lucrează într-un mod special. Vestea despre el străbate granițele ruse, ajunge până în toată Europa, spune Tolstoi, și toată lumea știe că există un om puternic, pe nume Serghei, care face lucruri mari cu Dumnezeu. Dar la un moment dat, zice, nici nu mai știu dacă ceea ce fac eu este pentru Dumnezeu sau pentru oameni. Dacă ceea ce spun eu că fac pentru Dumnezeu, are nu cumva fac pentru oameni și nu cumva fac pentru slava mea deșartă. Nu mai are timp de rugăciune, nu mai are timp de Scriptură, nu mai postește că e obosit. Nu mai caută fața lui Dumnezeu. Într-o seară, după multă activitate, discuții cu alții, se întoarce în camera în care locuia, se pune și se odihnește. Și la un moment dat, în timp ce stă el întins pe spate în casa lui, în patul lui sau pe patul lui, îi vine în minte următorul gând: mi-e dor de Serghei de altă dată. Mi-e dor de acel Serghei care avea o relație puternică cu Dumnezeu, care simțea prezența, care se ruga și simțea că se coboară Dumnezeu în cămăruța lui, care citea Scriptura și Dumnezeu îi vorbea într-un mod puternic. Mi-e dor de momentul de părtășie de altă dată. Dar el nu se trezește. Se duce mai departe, foarte multe predici, foarte multe discuții în stânga, în dreapta. Îi place să fie în mijlocul oamenilor, nu mai are timp de rugăciune, nu mai are timp de Biblie. El, care era foarte puternic altădată și a rezistat ispitelor morale, încet, încet se încovoaie. La un moment dat, într-o lipsă de neveghere, Serghei cade în imoralitate. Când își dă seama bine ce a făcut, intră într-un șoc puternic, renunță la tot și fuge să-i se piardă urmă. Și am stat și m-am gândit, dacă ar fi luat seama la momentele de avertizare, când se simțea sec spiritual, gol spiritual, oare nu cumva ar fi rămas în picioare? Oare nu cumva și-ar fi putut reclădi relația cu Dumnezeu? Oare nu cumva Dumnezeu l-ar fi păzit de falimentul ulterior? Poate în această zi, tu stai în prezența lui Dumnezeu, dar nu mai ai nici pace, nici bucurie. Nu-L mai simți pe Dumnezeu de multă vreme. Poate de multă vreme nu te-a mai atins Dumnezeu într-un mod decisiv, nici prin cuvânt, nici prin cântare. Poate ești un om trist, apăsat, posac, amărât, apăsat de grijile tale, de păcatele tale, de poverile tale. Poate ești un om de treabă, chiar ești de treabă, dar nu mai e spiritual. Ești responsabil, ești moral, nu prea ai ce ți se reproșeze, dar ascultă-mă, relația ta cu Dumnezeu lasă mult de dorit. Nu mai ai practicile spirituale în viața ta, nu mai sunt prioritățile tale, rugăciunea, cuvântul, biserica, apostolul, astea nu mai sunt prioritățile tale, mai din când în când. Mai slujești din când în când, mai faci câte ceva pentru Domnul, dar totul faci așa dintr-un sentiment, dintr-un simț al datoriei. Dom'le, trebuie să fac, ce să fac, Domne? Mă tăbat ăștia la cap, trag de mine să vin la adunare, apoi îmi cere, dar nu e o chestie care să curgă din tine.
Nu înțelegi că tot ce faci, faci de dragul lui Dumnezeu. Efectiv să-ți ardă inima în piept. Eu spun din toată inima, nu există onoare mai mare decât să-i slujești lui Dumnezeu. Mi-aș dori din tot sufletul meu, Domnul-i prezent acea adunare, copiii noștri, să ducă viața mea și a soției mele, care ne-am pus în slujba lui Dumnezeu, că e cea mai frumoasă viață să te pui în slujba Domnului cu tot ce ai tu. Nu există onoare mai mare decât să te pui în slujba lui Dumnezeu. Nu există mai mare binecuvântare decât să lucrezi pentru Dumnezeu, că atunci Dumnezeu lucrează pentru tine, slăvit să fie Domnul. Iubiții mei, când slujim de dragul lui Dumnezeu, totul este natural. Tot ce facem, facem cu bucurie. Avem motivație, avem pasiune. Poate ești într-o situație în care vrei socializare, îți plac discuțiile, e bine că îți plac discuțiile, vrei să fii văzut, vrei să vezi pe alții, toate sunt bune, dar sunt insuficiente. Trebuie să faci un pas mai departe, spui, Doamne, ești aici în adunare, eu vreau să mă întâlnesc cu tine. Sunt trist, vreau să-mi iei tristețea, sunt depresiv, vreau să-mi dai la o parte depresia. Am probleme, te rog să le rezolvi, sunt bolnav, te rog să mă vindeci. Nu mai am putere, te rog să-mi dai putere. Mă simt slab, te rog să mă întărești. Sunt trântit la pământ, te rog să mă ridici. Am greșeli în trecutul meu, te rog să mă ierți. Am ceartă în casa mea, te rog să aduci pace în casa mea. Am slăbiciuni, te rog să mă eliberezi. Te rog să schimbi viața mea în ziua aceasta. Și Dumnezeu va lucra. Dar în ziua aceasta, închină-te. În ziua aceasta, chiar dacă te vezi greșit prin anumite lucruri, nu mai sta în greșelile tale, nu te mai justifica, nu mai da vina pe alții. Nu mai fă pe omul care nu vede că o greșit, Domne. Alții, nu, tu ești de vină pentru toate eșecurile tale. Eu sunt de vină pentru toate eșecurile mele. Iubiții mei, trebuie să ne asumăm lucrul acesta și trebuie să ne schimbăm. Și schimbarea începe printr-o decizie. Doamne, în ziua aceasta îmi pare rău de greșelile mele, vreau să mă corectez. Să fiu un tată bun, o mamă bună, un om credincios, un soț bun, o soție credincioasă. Cât de frumos spune regele David în Psalmul 34. Când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. E adevărat, după comportamentul fiecare dintre noi, dacă suntem cinstiți și ne uităm la noi înșine, ar putea să spunem, Doamne, ar cădea să ni se umple fața de rușine înaintea Ta. Dar când îți îndrepti privirile spre El, ciudat, nu ne rușinează, Domnul, bă, ai făcut, ai drept, nu știu ce, nu. Domnul e gata să ne ierte și este gata să ne dea o viață frumoasă. Că numai bucuria Domnului poate să strălucească așa într-un mod decisiv pe fețele noastre. Vă invit să vă ridicați în picioare. Invit și pe cei de pe hol și pe cei de la mama și copilul să ridice în picioare. Și aș vrea cu toții să plecăm fețele, să închidem ochii preț de câteva momente și toți în această zi să ne apropiem de Dumnezeu. Aș vrea momentele acestea să ne cercetăm pe noi înșine, să te cercetezi pe tine, în sus pe tine însăți. Și în această zi, dacă te simți că te-ai răcit spiritual, te-ai îndepărtat de Dumnezeu, fie ziua aceasta ziua noirii tale spirituale, fie ziua aceasta ziua în care să te mărturisești, Domnul, spui, Doamne, dă-mi un nou început cu Tine și Dumnezeu ne va asculta rugăciunea.